Bună tuturor! Astăzi vă învăța cum să faceți astfel de fantomițe decorațiuni. Primul rând, aveți nevoie de o cariocă. Eu am posca, de preferat să aveți și voi posca, dar dacă nu aveți, puteți folosi orice alt fel de cariocă, în afară de carioca de tablă. Un creion, de ori de care, și o foaie. Păi, e bun. Haideți să începem prima dată cu creionul și să conturăm frumușel fantomița. Bun, pentru început voi trasa linia aceasta așa. Așa. Pe aceasta voi face mai micuță. Înțelegeți, nu e foarte dreaptă, dar să vedeți mai încolo un pic. Bun, acum îi facem ochii. Rotunjei, nu foarte... Cât de rotunzi puteți. Și gura. Acum va trebui să o conturez cu nea carioca. Și revin după ce conturez totul. Bun. Acum că am conturat, vom face aici, la ochi, două mici bulinuțe. Așa. Care o să-i deschid ochii. Acum voi colora interiorul ochilor. Bun. Acum îi voi colora gura. Bun, și acum o vom decupa. Și cam aceasta este fantomița. Aici, dacă vreți să o agățați undeva, puteți să-i faceți o gaură, ce vă face eu, pentru că o să o agăț la o lustră. Și cam aceasta ar trebui să fie rezultatul. Acestea sunt cele două fantomițe ale mele pe care le-am făcut până acum. Îl pup și sper să vă ajute acest tutorial de desenat fantomițe.